Deci mâine, sâmbătă, 2 iulie 2011, începând cu ora 11, la Ateneul Nicolae Bălănescu din municipiul Giurgiu, va avea loc întâlnirea regională a aleșilor locali din regiunea 3 Sud-Muntenia, întâlnire care are ca scop alegerea membrilor și vicepreședintelui Biroului Permanent Național al Ligii Aleșilor Locale ai PNL din această regiune. Mâine se vor alege, așa cum am spus, pe de o parte membrii din această regiune ai Ligii Aleșilor Locali și vicepreședintele pe regiune. Reprezentanții PNL din cele 7 județe vor avea ocazia să cunoască municipiul Giurgiu și să afle mai multe despre administrația liberală giurgiuveană. La aceasta vor participa reprezentanți din toate județele din jur, Ialomița, Călăraș, Prahova, Dâmbovița, Giurgiu, Telorman și Argeș. Și, desigur, cred că este pe de-o parte onorant, pe de-altă parte important că 300 și ceva de delegați din aceste județe pe care le-am nominalizat vor veni și vor vedea ce înseamnă orașul Giurgiu, cum arată el și cât de importantă este activitatea Partidului Național Liberal în administrația publică. Spun că aici vor veni președinți de Consiliu Județene, vicepreședinți de Consiliu Județene, primarii ai municipiilor și orașelor și ne oprim aici cei comunelor. Nu vin consilieri locali de la comune. Deci vin reprezentanți de seama ai Partidului Național Liberal, din punctul meu de vedere, și cred că o să fie o întâlnire de succes și pentru Giurgiu și pentru, desigur, Partidul Național Liberal.